I-am cerut lui Dumnezeu în fiecare zi din viața mea, ceva ce nu trebuia să-i cer niciodată. Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a dat. Dar la final am înțeles cât de mult am greșit când i-am cerut ce i-am cerut. Numele meu este Anca și aceasta este povestea mea de viață. După ce mi-am terminat studiile, îmi doream foarte mult să fiu o femeie independentă și să am un mare succes. Am crescut într-o familie modestă. Adesea mi-au lipsit multe lucruri și încă de când eram la liceu mi-am promis că voi face în așa fel încât atunci când voi crește, să nu duc niciodată lipsa banilor. Îmi doream să am atât de mulți bani încât să-mi permit să-mi cumpăr orice îmi doresc. M-am angajat într-o companie mare și eram foarte fericită, deoarece aveam un salariu bun. Însă după un an, am simțit că acel salariu nu mă mai mulțumea. Începusem să-mi doresc să fiu șefă de departament. Făcusem un obicei de a mă pune în genunchi seara înainte de culcare și de a-i spune lui Dumnezeu: Doamne, te rog din tot sufletul meu să mă ajuți să devin șefă. Îmi doresc enorm acest lucru. Voi lua mult mai mulți bani și voi avea pentru toate visurile mele. Zilnic mă rugam la Dumnezeu, spunându-i: Ajută-mă, Doamne, să fac mai mulți bani. Îmi doresc mai mulți bani. Timp de un an m-am rugat în fiecare zi. Eram tristă că Dumnezeu nu-mi mai îndeplinea odată dorința. Dar după un an, minunea s-a întâmplat. Am devenit șefă. Doamne, ce bucurie mare! Am plâns de fericire în acea zi. Salariul meu se triplase. Îmi cumpăram doar haine scumpe, bijuterii deosebite și îmi luasem și un apartament mare, deosebit de frumos. Eram în al nouălea cer. Dumnezeu m-a ascultat și mi-a dat tot ceea ce am cerut. Însă ce nu știam era faptul că acea poziție de șefă de departament în cadrul companiei venea la pachet cu mult stres, cu mii de responsabilități și termene limită, cu sarcini deosebit de dificile, cu oboseală și cu multă frustrare. Timp de 4 ani m-am chinuit așa. Slăbisem mult, îmi căzuse părul foarte tare și eram mereu nervoasă. Da, aveam cele mai frumoase haine. Da, aveam bijuterii extrem de scumpe și o casă splendidă. Dar ce folos dacă eu mă simțeam epuizată? Simțeam că era momentul să mă retrag. Însă nu puteam renunța așa ușor la ceea ce îmi dorisem o viață întreagă. Am continuat încă 3 ani. Eram complet epuizată. Am decis să renunț. Nu mai puteam face față. Simțeam că organismul meu cedează. Am vorbit cu directorul și i-am spus că demisionez. Strânsesem suficienți bani cât să trăiesc liniștită în sfârșit. El mi-a acceptat demisia. Mi-am strâns lucrurile și am plecat acasă. Mă simțeam foarte rău, așa că am sunat la ambulanță. Ambulanța a ajuns și m-a dus repede la spital. Am fost examinată de un medic și mi s-au făcut foarte multe analize. Când medicul a venit și mi-a spus ce am, am simțit că întreaga mea lume se prăbușea pe mine. Aveam cea mai nemiloasă boală. Boala din ghearele căreia nimeni nu scapă. Am început să plâng. Mai aveam doar 6 luni de trăit. Am venit acasă și mi-am privit casa, hainele, bijuteriile, poșetele, pantofii, hainele de blană. Aveam mulți bani strânși. Reușisem atât de multe. Dar cu ce preț? Cu prețul sănătății mele. Când am realizat ce greșeală mare am făcut, am început să plâng cu lacrimi amare. În loc să-L rog pe Dumnezeu să-mi dea sănătate, eu îl rugam să mă ajute să fac bani. Tot mai mulți bani. Morala poveștii. Roagă-te la Dumnezeu să ai sănătate, căci dacă ai sănătate, le vei face tu treptat pe toate. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.